Trecem la blitz interviu, domnule Deacov. Aici știți că trebuie să răspundeți doar prin da sau nu. Altfel nu puteți. Eu nu știu dacă... Vă rog. Da. Totuși, Republica Moldova este un stat capturat? Da sau nu? În sensul... Da sau nu? Da sau nu? În sensul vostru, poate da. În sensul meu, eu cred că noi putem să mai salvăm. Să mai salvăm lucrurile, sau este lucrurile capturat? Sau nu este capturat? Nu în felul în care dumneavoastră aveți în vedere. La ora actuală, Republica Moldova este controlată de Vlad Plahotniuc? Nu. Personal, depindeți în oarecare formulă de Vlad Plahotniuc? Nu, noi suntem un partid, domnul Plahotniuc este prim vicepreședinte și eu sunt președinte de onoare. Vor veni timpuri când reprezentanții actualului sistem de guvernare, care au furat, vor ajunge la pușcărie? Sunt convins. Se va întâmpla curând? Cât mai repede, cât mai bine. Actuala guvernare, în mod democratic, va pleca singură de la putere sau nu? Nu, poate să plece o persoană, două, trei, dar guvernarea din proprie inițiativă ar fi iresponsabil. Vă este rușine pentru ultimii șase ani din politică moldovenească? Mi este rușine că noi n-am realizat ceea ce am visat toți acești ani. Ați fost sincer în cadrul misiunii de astăzi? Sper că da. Ați mințit vreodată? În politica moldovenească este greu să fii absolut sincer. N-ați răspuns aproape la nicio întrebare prin da sau nu. Da, конечно.